percheziții în această dimineață la Timișoara, polițiștii de la crimă organizată și procurorii RICOT au destructurat o rețea de trafic de persoane care exploata tinere pentru prostituție. Mascații de la trupele speciale de intervenție și jandarmii au descins în 9 locații din oraș, iar 11 persoane au fost reținute și vor fi duse la audieri, printre acestea și membrii ai clanului Sprânceană. Anchetatorii vorbesc de o grupare care acționa de mai bine de un an și care timp de câteva luni a fost monitorizată îndeaproape. Oamenii legii spun că membrii rețelei racolau fete tinere pe care le forțau să se prostitueze în apartamente și parcări din Timișoara. Este vorba de cel puțin 8 fete cărora le aduceau chiar și 10 clienți pe zi, care plăteau între 150 și 200 de lei. Banii, în cea mai mare parte, ajungeau în buzunarele proxeneților. Liderul grupării a fost capturat într-o locuință din zona Eroilor și a mai fost cercetat în trecut pentru proxenetism. 11 indivizi vor ajunge în fața procurorilor DICO Timișoara pentru audieri.